Bine ați venit la un nou episod cu Toyota, de data asta din biroul Stax. A scris-o. Am primit niște produse de la niște băieți, foarte legașcă, au Zbim pe numele lor. Le facem unboxing să vedem cum arată și ce am primit și vă povestesc ce facem cu ele. E greu cu camera manul meu, dacă filmam eu din mână, eu mă descurcam mult bine. Aici avem un panou de comandă, care arată așa, cu un singur fir. Se montează această cutie, cred că iese de aici, nu știu, da. Această cutie cu siguranță și cu fire de la toate accesoriile montate pe mașină, proiectoare, luminițe, ca să mai avem 7 milioane de butoane în mașină. Asta o montăm la motor, are și o siguranță aici, are și fire, are și șuruburi, are tot ce are nevoie pentru montaj. Și panoul ăsta se poate monta oriunde în mașină, la mine o să vină sus, într-un suport de ochelari. Ce e super tare la el este că poți să pui ce sticker vrei tu aici, în funcție de ce îți alegi să facă butoanele și poate fi comandat prin Bluetooth de pe telefon. Asta mi se pare super tare. Pe lângă acest panou am primit și această cutie pe care mi-o doresc de când sunt mic și am văzut Fast and Furious. Și cumpăram neoane din târg, dale de taxi, blacklight, și le puneam sub Ford în praguri. Pentru că Paul Walker. Așa că aici am primit o cutiuță cu mai multe cutiuțe. Sper că sunt rezistente, pentru că astea trebuie să stea sub mașină. Și sper că sunt rezistente. Cu niște rock lights. Rock lights, ca să ies pe maghiul să... Și asta se fac cu muzică. Îți dau și eu unul, Vlad. Îți dau. Să spun la motoretă. Unul. Cam mai mult unul câte am. Uite câte am, fii atent, uite câte am. Au și garnituri de cauciuc și imbusturi, fiecare vând imbusturi. Dacă aveți, cam rămân multe imbusturi după ce așa. Și atenție! Proiectoare. Proiectoare pe care vreau să le văd cum arată. Pe cutie scrie că sunt tari, că sunt mari, că luminează, că rezistă la intemperii, că sunt mai ușoare, că sunt mai înguste, că au ventilatoare în ele, că au... The huge motherfuckers! Ta-da! Aproape cât capul meu. Am că arată bine, nu? Sunt și slim. Sunt și slim, da. Și cu mufa aici frumos și cu tot și cu tot. Le punem la treabă și vedem un episod, ce știu. Să facă câtă lumină. Le testăm și vă spunem dacă ar fi o idee bună să le achiziționăm sau nu. Și am și sticker. Nu se vede nimic, că se vede doar Toyota și începem un nou episod, de data asta cu vreme frumoasă, căței superbi. Ce faci, bă, băiatul meu? Ai ceva la ochi? Ce-ai pățit la ochi? Ești bolnav? Ai ceva la ochi? Ce la ochi? Trecând peste, ziceam că vremea e superbă, a ieșit soarele, sunt 17 grade în București, așa că este momentul pentru rock slidere. Le aștept de vreo 3-4 ani. Cred că am așteptat să construiască garajul ăsta sau ceva. Și da, am venit la măsurători. Săptămâna viitoare avem rock slidere. Atât de simplu, ești nebun? Și mă chinui de 3-4 ani. Ce-i cu Suzuki-ul ăsta aici? E al tău? Da. Oh my God. Urmează un cafe racer. Ah, da, ți urez succes. Nu știu cum e la voi, dar eu când îmi iau mașina de la mecanic, las un 76 la schimb. Că așa e la mine creșterea, știi? Îmi hrănesc haterii, să nu credeți că sunt chiar atât de arogant. Doar îmi hrănesc haterii, atâta tot. Așa arată pentru client, că eu am vrut cu două de-astea și nu așa ieșite, dar am avut un client care a vrut ieșite, făcute drept. Așa arată. Așa arată pe mașină. Treabă bună, domnule.
am plecat de la Rock Slidere, tot timpul le zic praguri, că eu așa sunt cu vocea străzii, frate. Na, am mai făcut o excursie, hai să mai vedem, să mai discutăm, să nu știu ce, ai mai treci mâine, mai treci poimine. Deci, oricum, lucrurile se întâmplă, frate. Sunt mega entuziasmat că îmi fac niște fiare pe la praguri, pe acolo. Deci, voi nici nu vreți să știți, adică, în momentul în care o să le vedeți, o să zici, ce rahat, mă, te-ai agitat atâta de 2 ani de zile, cauți un om să faci. Da, în sfârșit, ne vedem ziua următoare. Am luat rock sliderele. Mai urmează să le vopsesc. Mai urmează să revopsesc pragurile mașinii, că na, s-a sudat și s-a îngălbenit voxeaua. Și să montez pragurile, să fac, să dreg, să montez rock sliderele, îmi cer scuze, le tot zic praguri generic. Și aia e, v-am spus, pentru comenzi vă stau cu drag la dispoziție. Sunt șeful la rock slidere pentru Land Cruiser 100 pe România, diesel sau benzină. Prima comandă am și expediat-o deja la doar 4.000 de lei setul. Ce să mai vrei? Cuprindere pe șasiu, nu cu sudură pe șasiu. Nu știu, pomana porcului, cum ar veni. Ne vedem la montaj. Da. Ați băut cafea la mine în mașină, v-a plăcut, nu? A fost bună cafeaua, ce să zic. Eu n-am băut. Așa arată aici. Asta este ce dețin aici. Am anulat telecomanda, punem buton pe vechi până când vine panoul de comandă cu Bluetooth. Atenție, la neatenție. Și mai am de dat bancheta jos, mocheta să schimb la rezervor, sonda. Hey! Altă discuție, altă gâscă în altă traistă, ca să zic. Da, mă, și treaba a fost executată cu succes. Am tras un fir aici, urât provizoriu, că totul e provizoriu, dar e definitiv. Și atât de simplu, când am de umflat roți, compresoare, de-astea zi, blocanți și așa mai departe. Stai că spun eu cum facem. Bineînțeles că nu poate să fie simplu, știi, să le pui din prima, să meargă toate șuruburile, să știi? Mai fă, mai dă, mai fă o probă, mai dă un șurub, mai pune o daia, stai că nu e bine, mai dă un ciocan. Mai, să nu credeți că lucrurile sunt așa simple și din prima. Când faci chestii la mașini, să vă luați timp, să vă luați nervi, să vă luați un serviciu unde nu se șlefuiesc mașini. Da. Așa arată. Foxite. Știu că voi sunteți cu negru, dar eu sunt cu griu. Așa că aia e. Numai că el ți le-a făcut mult mai simplu. A venit vopseaua pentru rulotă. Schimbăm culoarea. Facem frumos. Asta e un alt capitol. Le-am primit. Să stea toată lumea liniștită că nu-s milionar în euro și nu le cumpăr. Le-am primit și le fac, adică baia mea, în ghilimele, așa să zicem. Vreau să-i schimb culoarea pentru că nu se asortează cu Toyota. Și atunci, na, facem alb cu negru ca să fie mai simplu și uite așa, îi dăm mai departe. E voilà, așa arată montate pe mașină, la nivelul roților, la nivelul protecției de aici de sus. Se pot folosi să pui și piciorul pe dânsele, am zis că urmează să le pun un material antiderapant aici pe partea de sus, că oricum lumea pune piciorul și o să le zgârie, dar nu asta este problema. Așa arată de aici. Așa arată din lateral.
Așa arată din spate. Nu știu dacă vouă vă plac, dacă vi se par cool sau așa, mie îmi plac. Mie mi se par foarte, foarte interesante și executate exact cum mi-am dorit. Vin pe mașină exact cum îmi doresc. Sunt cel mai mulțumit, ca să zic așa, sau cel mai satisfăcut client din punctul ăsta de vedere. Ce urmează să mai vedem sunt niște imagini în care noi, așa cum v-am spus, am primit aceste rulete de la FIM, pe care oricum noi le testam și ei nu le închiriau. Și acum am apucat să recondiționez și rulota, să o fac așa pe gustul meu, să o vopsesc, să-i mai pun lucruri, să-i pun tablete, să-i pun... Vă arăt imediat. Da, haideți să vedem rulota, cum arată ea, văxită. Așa arată văxită, pentru că verdele cu negru, negru sus, nu l-am înțeles, pentru că negru atrage căldura foarte, foarte tare. Și atunci nu văd avantajul de a fi partea de sus neagră, așa că am făcut-o albă, să se asorteze și cu Toyota. La partea neagră am făcut niște greșeli și prima greșeală e că am făcut-o neagră. Așa că poate în iarnă o să intre din nou la vopsit și o să facem gri. Voi știți rulotele de la FIM. Sunt niște rulote special destinate excursiilor de off-road. De ce? Pentru că rulotele convenționale pe teren accidentat se descleiază, se rup, se întâmplă lucruri. Aici avem un portbagaj, avem toate lucrurile ce țin de încărcare, curent și așa mai departe. Un portbagaj destul de încăpător, că noi tot mergem cu ea și tot facem lucruri. Îmi pare rău că aici e dezordine, urmează să fac curățenie, ordine și așa mai departe. N-am apucat. Ea este la încărcat acum. Am aici un aparat de țânțar pe care îl voi testa și o să vă spun ce și cum. Mi-am pus și un suport de tabletă, pentru că, na, copil și lucruri și poate mai stau și eu la un film. Am pus și folie pe geamuri, că n-aveam cum să, vorba aia, să stau cu rulota fără folie pe geamuri. Să vedea dunga asta neagră aici și geamul. Era ca la tren, adică nu. Să avem geamuri fumurii, că așa e normal. M-a chinuit talentul și... Îmi cer scuze încă o dată pentru dezordinea din casă. M-a chinuit talentul și am făcut aici niște chestii. Că am zis eu că hai mă să vopsesc cu șablon, să vedem cum se întâmplă, ce nu se întâmplă, ce nu știu ce. Oricum, repet, partea neagră mai trebuie vopsit o dată. Așa că, știi? Am făcut chestiile astea. Am zis că să fie cool. I-am mai schimbat niște lumini, i-am mai schimbat niște mici lucruri care nu funcționau. Mai am de pus, de repoziționat frigiderul, pentru că aici în spate venea un frigider care a căzut pe drumurile noastre de off-road. Repet, aceste rulote sunt rulote de test drive, adică nu sunt varianta finală care se vinde clientului, de-aia au și ajuns în posesia noastră să le folosim, nu să le vindem sau să așa. Aici avem mesele, avem un rezervor de 40 de litri, panoul de comandă acolo, trape, uși, foarte, foarte cool mi se pare mie rulota asta, arată și foarte bine și îți oferă și un spațiu de dormit de 1,40 m lățime cu 2 m lățime. Da, asta e treaba cu rulota, are undeva la 600 de kg, este fabricată în România, face parte acum din serialul cu Toyota și... De fiecare dată când o să mai meșterez lucruri la ea sau o să-i pun chestii noi, de-astea de rulotiști, noi între noi acum rulotiști, știi? Așa, să ne sfătuim, să vedem ce chestii sunt bune, cum sunt, cum nu sunt. Mă interesează foarte tare dacă aș găsi un ventilator pentru această trapă. Nu este cald în rulotă. Termometrul spune că este 38 de grade și 41 afară. Vine greu să-l cred un pic. Un ventilator aici mi-aș dori ca să fie full options. O să-mi pun și frigiderul acolo, o să închid și partea asta de bucătărie ca în momentul în care deschidem în spate să nu mai fie influențat dormitorul, ca să zic așa. Și, eu sunt foarte mulțumit de dânsa. Sunt curios să văd ce părere aveți voi de rulotele de off-road. Prețul lor începând, atenție, ca să vedeți varianta finală sau așa, trebuie să intrați la FIM Caravans pe site, dar prețul de plecare este de 14.000 cu TVA inclus, dacă nu mă înșel, și poate ajunge până la 19.000 cu toate dotările, adică Webasto, frigider, rezervor de apă și așa mai departe. Sunt curios de păreri.
O să o vedeți în toate, în toate drumurile, în toate tripurile, în toate excursiile noastre de acum. Și vă răspundem la toate întrebările legate de ea și de construcția ei. Și acolo unde nu știm, întrebăm la fabrică cum ar veni. Un outro nu pot să fac și eu. Ba șlefuiește mașina aia, ba vorbesc vecinii, ba în sfârșit. Acesta a fost la... Stați un pic. S-a oprit. Mă întorc. Gata, mă. S-a făcut liniște. Sau aproximativ liniște. Și spuneam că acesta este episodul. N-am apucat încă să montez proiectoarele, panoul de comandă de la Uxbeam și luminile de desubt, dar o să ne ocupăm puternic de asta. Am avut multă treabă cu rulota, cu rocksliderle, cu plecări, cu pregătiri, cu evenimente, cu foarte, foarte multe lucruri. Așa că îmi cer scuze că nu mai repar atât de mult la Toyota, dar nici nu prea mai am ce să mai repar la ea. O să mai modificăm lucruri, o să mai prezentăm. Dacă vi s-a părut util, interesant, amuzant, cum vreți voi, share, like și subscribe. Share ca să vadă și alții, like dacă v-a plăcut, dacă nu, nu sunteți obligați, și subscribe ca în momentul în care noi postăm un material, voi să fiți notificați, ca să fiți niște oameni informați, atâta tot.